În zilele noastre, acceleratoarele de particule sunt o unealtă esențială pentru oamenii de știință și fizicieni. De când a fost construit prima dată în anul 1930, s-au făcut o mulțime de descoperiri uimitoare datorită lor. Dar, în urma relatărilor oamenilor de știință, aceste mașinării uriașe pot fi incredibil de periculoase. Astăzi o să răspundem la extraordinara întrebare. Ce s-ar întâmpla dacă ai cădea într-un accelerator de particule? Ca să înțelegem mai bine daunele potențiale pe care le poate provoca un accelerator de particule, trebuie să vorbim despre cum funcționează aceste mașinării. Acceleratoarele de particule sunt capabile să propulseze particule încărcate electric, invizibile ochiului uman pentru că acestea sunt accelerate până la viteze apropiate de viteza luminii. Un accelerator de particule pur și simplu provoacă coliziunea la viteze imense a unor particule fragmentate doar pentru a vedea ce se întâmplă. Acceleratoarele sunt capabile să atingă asemenea viteze uriașe cu o acuratețe surprinzătoare datorită modurilor prin care cercetătorii le operează prin manipularea câmpurilor electromagnetice. Optimizările sistemelor și setarea lor cât mai precisă sunt necesare datorită faptului că până și cele mai mici alterări ale particulelor determină schimbarea radicală a rezultatelor. Marele accelerator Hadrini sau MAH este cel mai mare accelerator de particule de pe pământ. De fapt, este cea mai mare mașinărie construită vreodată de omenire. Aceasta are o lungime de 27 de kilometri și se află la granița dintre Franța și Elveția. Deci, se pare că privim un tunel masiv umplut cu o mulțime de particule minuscule care se ciognesc unele de altele într-un tipar bine stabilit. Totul pare în regulă, dar care este scopul acestor coliziuni? Ei bine, pentru început, acceleratoarele de particule ne permit să vedem și să înregistrăm noile particule care iau naștere în urma coliziunilor la viteze mari. Energia înaltă din aceste particule se transformă în materie în urma impactului și de cele mai multe ori această nouă materie rezultată ia o formă neașteptată, uneori chiar fără precedent. Pe măsură ce acceleratoarele descompun particulele mai mari ca protoni într-unele mai mici, cum ar fi quarcul, se fac niște descoperiri revoluționare, cum ar fi bosonul Higgs, cunoscut și sub numele de particula lui Dumnezeu sau quark top, cea mai masivă particulă fundamentală cunoscută. Toate aceste descoperiri sunt mulțumite acceleratoarelor de particule. Măsurarea acestor tipuri noi de particule permite oamenilor de știință să aibă o mai bună înțelegere asupra lumii înconjurătoare, a modurilor cum funcționează universul și despre originile sale, toate astea la nivel cuantic. Materia rezultată nu ar trebui să ne îngrijoreze atât de rău dacă s-ar produce un accident și am aluneca într-un accelerator de particule, pentru că de fapt se află foarte puțină materie în interiorul său. Principalul pericol de care ar trebui să ne ferim este cantitatea uriașă de energie pe care o produce un astfel de accelerator. Fasciculul energetic pe care îl produce este concentrat într-o linie extrem de îngustă, iar această linie reprezintă zona periculoasă. Dacă pentru orice motiv acel fascicul ar trece prin tine, ar putea avea urmări catastrofale. Linia energetică ar lăsa o urmă de țesut mort prin orice parte a corpului ar trece. Există o foarte mare șansă ca un accelerator de particule destul de puternic să perforeze direct prin muști și oase, lăsând în urmă o cavitate subțire care ți-ar putea pune în pericol viața și probabil ar cauza foarte multă durere. În funcție de unde ești lovit, există un risc de ruptură sau cel puțin o deteriorare a coloanei vertebrale sau a oricărui alt organ vital care alcătuiește corpul uman, indiferent de locul în care fasciculul energetic va lovi, dacă ai cădea într-un accelerator de particule, cel mai probabil vei suferi o formă de intoxicație cu radiații. Efectele secundare ale radiațiilor vor fi similare cu efectele secundare resimțite de orice persoană care a fost afectată de dezastrele nucleare, cum ar fi cel de la Cernobâl. O să ai stări de greață și dureri de cap, iar durerile îngrozitoare de stomac pot degenera în convulsii ale corpului, dar în cel mai rău caz totul va degenera foarte rău și vei intra în comă. Efectele unui accelerator de particule asupra unui corp uman nu sunt vizibile încă din primele secunde, dar vei dezvolta foarte repede un fel de arsuri ale pielii, mâncărim și roșață, iar în cele din urmă, pielea va fi deteriorată și dacă vei avea ghinion în unele zone, aceasta va forma cute și se va rupe la propriu. Dacă din diferite motive ai fi ținut într-un accelerator de particule foarte mult timp, poate apărea hemoragia internă, măduva oaselor ar putea fi descompusă, iar în cele din urmă va surveni moartea. Asta nu înseamnă că vei muri imediat cum vei cădea într-un accelerator, numai dacă te-ai expune pentru o perioadă foarte lungă de timp unui nivel periculos de radiații care te va intoxica. În ochii publici, cu toate că acceleratoarele de particule sunt relativ necunoscute, acestea sunt totuși strâns legate de un singur lucru, crearea unei găuri negre. Tot tamtamul din jurul acestei afirmații care ne spune că scopul real al acceleratoarelor este acela de a crea o singularitate artificială, reprezintă doar un bun mediatic de pe urma căruia publicațiile pot profita. Ar trebui să ne îngrijorăm mai mult despre ce s-ar putea întâmpla dacă o persoană sau chiar două ar cădea într-un accelerator de particule. Diferența dintre una sau două persoane care se află în interiorul unui accelerator este cheia. Să spunem că dacă ai cădea în raza fasciculului energetic, prima reacție a unui prieten din apropiere sau a unui coleg de serviciu ar fi să sară după tine în încercarea de a-ți salva propria piele. Ei bine, acest act de eroism poate că este văzut bine de societate, însă s-ar dovedi în scurt timp a fi un dezastru de proporții pentru că fasciculul ar trece prin amândoi pe rând fără nicio problemă. Poate că la început a fost o undă subțire puternică de energie, însă acum aceasta ar crește în diametru odată cu trecerea de prima persoană și ar lua o formă conică. În cele din urmă fasciculul de energie va trece prin cea de-a doua persoană doar că va avea efecte asupra unei suprafețe mult mai mari ale corpului său. Asta înseamnă, cel puțin teoretic, că cea de-a doua persoană ar suferi majoritatea daunelor cauzate de fascicul. Leziunea ale țesutului, leziuni la nivelul celulelor și intoxicarea cu radiații vor avea loc pe corpul persoanei care a încercat să te salveze. În aceste circunstanțe, cu atât de multe interacțiuni nemai întâlnite la nivelul particulelor în același timp, ar fi imposibil de prezis ce se va întâmpla în continuare. Tocmai datorită acestei necunoștințe de cauză, unii cercetători și mai ales conspiraționiști speculează că este posibilă formarea unor microgăuri negre. Perspectiva unei singure persoane care cade într-un accelerator de particule nu implică chiar atât de multe ipoteze. Printre majoritatea cunoscătorilor din domeniu este știut faptul că nașterea unor găuri negre într-un accelerator de particule în urma alunecării unei persoane acolo este imposibilă. Este cunoscut de fapt și un caz particular al acestui eveniment. Omul de știință din Rusia, Anatoli Bugorski, este singura persoană de pe planetă care a trăit pe propria piele cum se simte această experiență. În 1978, cercetătorul lucra în interiorul acceleratorului de particule sovietic numit U-70 Sincotron atunci când un mecanism de siguranță s-a defectat, iar un fascicul de energie a trecut prin craniul acestuia și a ieșit prin nas. Cu toate că acesta a relatat faptul că nu simte nicio durere, Bugorski a descris totuși că a văzut o lumină care a descris-o mai puternică decât o mie de sori. În cazul de față, unda de șoc i-a provocat lui Bugorski rănile ale pielii și părul său din zona afectată a căzut. În urma accidentului, cercetătorul a pierdut auzul la urechea stângă și a dezvoltat tinnitus, un zgomot continuu în ureche a suferit umflături ale zonei respective și paralizia în partea din stânga a feței sale plus convulsii recurente, iar mai rău este că fasciculul de energie a format o gaură în craniul lui Bugorski și a distrus sesutul creierului din zona perforată. Însă, cu toate acestea, Bugorski a fost destul de norocos pentru că unda energetică nu a lovit nicio arie majoră precum lobul frontal sau hipocampul, o parte a sistemului limbic care se află sub cortexul cerebral și joacă un rol important în trecerea informației din memoria de scurtă durată în memoria de lungă durată. Așadar, consecințele nu au fost chiar atât de severe pe cât ar fi putut fi, iar în ciuda tuturor acestor probleme, Bugorski a trăit în continuare o viață lungă. Totuși, acceleratorul de particule în care a căzut Bugorski deținea un fascicul energetic mult mai puțin puternic decât cel pe care îl are Marele Accelerator Hadroni. Deci, ce s-ar întâmpla dacă cineva ar cădea în acesta? Sunt foarte greu de prezis efectele asupra unei persoane în cazul unde energetice de dimensiunea celei a marelui accelerator, dar are sens să spunem că leziunile suferite în urma unui astfel de eveniment ar fi mult mai grave decât în cazul lui Bugorski, chiar până în punctul în care persoana afectată nu ar putea supraviețui în urma vătămărilor corporale. Fie prin impactul pe care îl poate avea fasciculul de lumină atunci când perforează țesăturile, sau datorită nivelului de radiații la care vei putea fi expus, corpul uman pur și simplu nu este construit să reziste acestor evenimente. Asta este ceea ce se va întâmpla dacă ai cădea dintr-un motiv sau altul într-un accelerator de particule. Ce părere aveți? V-ați spus vreodată această întrebare? Ne puteți răspunde în rubrica de comentarii. Acesta a fost videoclipul meu, dacă v-a plăcut nu ezitați să vă abonați. Mi-am creat și un cont de Patreon unde deja mă susțin câțiva oameni cărora aș dori să le mulțumesc din suflet. Aveți un link în descriere dacă sunteți interesați. De asemenea, mai jos găsiți și conturile mele de Instagram. Hai cu un follow și acolo! O zi superbă vă doresc tuturor!